Seceta care afectează întreaga Europa are efecte dramatice și în România. Cu cel mai mic debit din ultimele șapte decenii, fluviul are acum aspectul unui râu mai mare. Conform Focus Prima TV.ro, scăderea nivelului apei a dus la apariția de insule în mijlocul cursului de apă, iar pe sectorul sârbesc, retragerea apelor a scos la iveală zeci de epave ale unor nave scufundate în al doilea război mondial. Odată cu scăderea nivelului apelor, localnicii din Serbia, Prahovo, au văzut cum din apele fluviului au apărut siluetele a peste 20 de nave de război. Epavele aparțin unei flote care a fost cufundată pe Dunăre în 1944. Oamenii din zonă nici măcar nu mai ies la pescuit. Se tem că în orice moment este posibilă o explozie. Nivelul în scădere al fluviului este vizibil cu ochiul liber și pe segmentul românesc al Dunării. La zimnicea debitul înregistrat este de 1800 de metri cubi pe secundă, cu 2500 mai puțin față de media lunii trecute. Navele tranzitează cu dificultate acest sector al fluviului. Capitanii care se aventură înconjurează aici golesc încărcătura embarcațiunilor pentru a micșora pescajul și pentru a putea avansa. Localnicii spun că nu au mai văzut atât de puțină apă în Dunăre de mai bine de două decenii, relatează Focus Prima TV Tăro.